Până în prezent, la Arad, cota istorică s-a înregistrat în intervalul 29-30 noiembrie 2011, cu un debit de 30 de metri cub pe secundă față de debitul mediu multianual pentru această perioadă, care este de 4 ori mai mare decât ce se înregistrează în prezent. Situația aceasta durează încă din vară, însă cetățenii nu au de suferit în mod direct din cauza debitului scăzut. Deoarece apa potabilă este adusă din puțuri. Țin să precizez de asemenea că noi deversăm lunar aproximativ 700.000 de metri cub de apă în aval, în Mureș, datorită procesului de tratare care se realizează în stația de epurare a Aradului recent reabilitată. Nici arădenii nu-și amintesc de situații similare în ultimii ani și cred că, pe lângă lipsa precipitațiilor, fenomenul este determinat și de poluare. Nu mi-amintesc că poate odată am mai văzut că treceau câțiva tineri Mureșul cu piciorul, să spun, la pas, poate când aveam 15-20 de ani. Sunt născut în Arad, am copilărit în Aradul Nou. Deci am trecut aproape zilnic peste Mureș, dar nivel ca și acum mai rar. În ultimii 5 ani așa a mai fost, dar în perioada asta era mai mare. În timpul verii, când era seceta cumplită, așa, pe sfârșitul verii, așa era. Care credeți că sunt cauzele? Omul zgândărește la natură, uitați. Poluarea, tăierea de păduri, nenorocirile astea care le face lumea modernă. Conform datelor Administrației Bazinale de Apă Mureș, sistemul de gospodărire, în intervalul de prognoză 6-11 ianuarie, debitele medii zilnice vor fi într-o creștere ușoară datorită precipitațiilor prevăzute.